ordine instinctuală, nas, ochi, urechi. Dacă eu am câinele doar pe ochi, către trigger, se iau focusul, pentru că el rămâne în mintea lui. Nu te știu. Am pierdut. Da? Și atunci îi redirecționez creierul prin ajutorul nasului. Ai acces la nas? 60% din tătăcuță e a ta. Las prima oară să miroasă. Prima oară nu-l urc pe bandă. Prima oară la duc să fac cunoștință cu instrumentul. Și las să miroasă bandă. Bravo, Emma. Bravo, fetița. Bravo, fată. Hai. Bine, 7 ani, bombă de energie, cam ca noodle, era teamă de picamă. S-a stat în proces de genul, cu bălit, cu dat afară, cu tremurat, 40 ceva de minute, dragilor, la prima expunere. Azi, 40 ceva de minute, mâine vreo 21 pic, după aia cred că vreo 10 la modul ăla, și spre finele unei săptămâni, dar dus zi de zi, la finele unei săptămâni de expunere, cred că a putut să treacă cam la vreo 2 metri de țicamă, fără niciun fel de reacție. Dar îmi iau timp, nu-mi pun timp ca aulul, stai că încep colul și la 9 trebuie să intru, că atunci nu mai iau timp de expunere. Și atunci expuneți-vă câinii când știți că nu sunteți presați de orice altceva, că e job, că e iubitul sau iubita, că e mama sau mama soacră, că stai că trebuie să fac curat, trebuie să fac mâncare. Dacă nu stau să-mi iau timp și câinele meu pleacă într-o stare de teamă, mâine când îl vede, care mâine din nou pentru câine, ce este? Momentul prezent. Își aduce aminte. Ieri când am văzut trigger-ul respectiv, care a fost starea mea? De teamă. Am fugit. De nerv. L-am lătrat. De nerv. L-am mâncat. Whatever that is. Și atunci hai să-mi iau timp pentru câine, că momentul lui prezent este foarte important. Și nu numai al lui, ci al meu. Degeaba ies cu câinele la plimbare dacă stau cu cafea în mână sau cu nasul în telefon sau... Băi, pe cer! Apropo, e un exercițiu de test CAC. Dacă vreți să nu fiți vreodată la examenul de Good Citizen la câine, este unul din exerciții. Da? Îmi place că nu pui tensiune în lesa acum. Acum pot să o ghidez un pic. Haide. Așa, atât. Nice. Nu o să-ți mănânce, nu mai insistat. Da, nu insistat dacă nu mănâncă din prima. Da? Dacă ea îți spune, bă, limita mea e de 1,5 metri azi, de la 1,5 metri plec. Și lucrez la 1,5 metri de trip. O zi 2,35. Când ea de la 1,5 metri, de la 1 metru, acolo stau o zi 2,35. Și bă, de acolo cresc. Același proces ca la toate celelalte, da? Îmi place reacția lui. Vreau să filmez un pic. Uite, iarăși un câine acolo. Hei! Cool.
Știu că n-aveți. Dragi, o să vreau să mă vorbești cu Emma. Și ce fel de poziție? Atât, perfect. Țineți cont contactul vizual, chemar la joacă, dominare sau suida energie. Și atunci, Iulia în contextul de genul, pentru că nu răspunde la ghidaj din lese, pentru că este foarte intens, corecții nu pot să fac. Nu pot să țin fizic. O țin în context de genul și cer atenția la mine. La Mașa nu vreau joacă în momentul de față, vreau să fie calm, pentru că la ea este o combinație de anxietate acolo și vreau să scape de ceva, da? Poți, mi s-a dus piciorul în aer. Revin la ce face Iulia, îi cere contact vizual, îi ține contactul vizual susținut și face masaj.